Litoralul nu scapă încă de ploi. Codul portocaliu de vreme severă va fi în vigoare până astăzi la ora 10. Vor fi averse torențiale și descărcări electrice și se pot acumula, susțin meteorologii, și peste 50 de litri pe metru pătrat. Hidrologii au instituit cod roșu de inundații pe râurile din jumătatea de sud a județului Constanța. De altfel, râurile din Dobrogea sunt sub alerte de cod galben și portocaliu. Prăpădul cel mai mare s-a văzut în Vama Veche. Stațiunea, altădată plină de turiști, este acum pustie și distrusă. Șuvoaiele au măturat totul în cale, au inundat hoteluri, pensiuni și rulote și au luat mașinile pe sus. Cele mai afectate sunt plajele din Vama Veche, Saturn și Venus. Hai de capul meu. Turiștii care au ajuns în Vama Veche înainte de potop au rămas acum în camere din cauza inundațiilor. Am zis că am venit la mare, dar am ajuns la munte un pic, așa. Cred că după ce ajung la cazare, îmi dau Adida și mă luăm așa la pas, fără cizme, ne mai răcărim un pic. The cow was crushed because of the rain. I think she's just like, just crushed in the sand. Ne luăm pompe, ne-am luat utilaje, cu culmea e că o să dureze. Disconfortul este al turiștilor, lumină nu e. Multe. Poftiți? Unii empatizează cu noi, alții cer curent, depinde de turist. Dar marea majoritate sunt alături de noi. Cele mai mari pagube au fost înregistrate pe plajă. Mai multe rulote au fost răsturnate de vântul puternic, iar umbrelele șezlongurilor au zburat 10 de metri și au fost aruncate în nisip. Eu sunt parcat aici de mult timp, adică... De cui? De la 1 mai, nu de mult. Și acum... Că aici erau numai mașini, uite, cele din față, dacă eram câțiva metri mai în față, scăpam, dacă 3 metri îmi trebuia. Am fost lângă containerul ăla, care el era lângă mine, și pe la 11 mi-a dat o mașină, m-am culcat, așa, și când pe la 3, adică simt toată că mă zgâlțea așa, ca o barcă. Ia uite ce albe de râu frumos au făcut. Haide aici la... Nenea ce era să le apa cu totul. Fii atent până unde vine apa. Și astea sunt valuri mici față de ce a fost azi noapte. Cea mai puternică furtună din ultimele două decenii a făcut ravagii în stațiunile de la malul mării, după cum ați văzut. În doar 48 de ore au căzut peste 200 de litri pe metru pătrat. În Vama Veche, Mangalia, 23 august și Tuzla a plouat în două zile cât pentru jumătate de an. Peste 700 de oameni care se aflau în pericol au sunat disperați la 112 și au cerut ajutor. Turiștii care și-au planificat vacanța în această perioadă pe litoral încearcă acum să-și repare cât mai repede mașinile avariate de ploaie ca să poată să se întoarcă acasă. A plouat toată ziua, cam de la 11:30, deci torențială, în toată regula. Din București suntem. Ați venit în vacanță? Am venit în vacanță, da, câteva zile și nici o clipă nu ne-am gândit. A intrat apa în mașini. Este dezastru, este dezastru. Sistemul public de canalizare nu a făcut față sub nicio formă. Totul a refulat, nici acum nu se scurge apa. A fost un volum foarte mare de ploaie. A plouat continuu, cred că de la 11 noaptea până pe la 7 dimineața, în continuu, foarte mult. Ia uite pe și... Parcarea de la... Nu știu dacă înțelegi unde e aici. De aici este pușul. Nu se vede. Ai plecat exact când trebuie. Îți găsim mașina sub apă. Ca noi la masă, scopărăm la masă, am găsit mașina așa. Deci, în partea altă, unde avem vedere, nu este apă atât de multă. Șoseaua era uscată, era udă, cât de la ploaie, dar în rest nimic. Patrona unui magazin din Mangalia s-a ales cu pagube importante după ploile abundente. Am sunat pe toată lumea, dar, din păcate, sunt prea mulți cu probleme. Și nu știu ce sunt. Care sunt cei ajutați? Că pe noi a trecut mașina pompierilor, a zis că trebuie să așteptăm, că sunt foarte multe apeluri. În Costinești, străzile sunt inundate încă de vineri seara, iar mașinile au înaintat cu greu prin apă și la mai bine de 12 ore distanță. Ce anume s-a întâmplat? La ce ore? La 4 dimineața. Au fost două episoade, unul la 2, dar mai slab, și unul la 4. De la 4 până la ora 6, apă 1 metru. V-a intrat apă în casă, în curte? Peste tot. În eforie nord, din cauza precipitațiilor, s-a surpat malul Falezei. Ia uitați cum e la Steaua de Mare, n-avem pe unde să coborâm.
Și în Cap Aurora a fost dezastru, apa a depășit 70 de centimetri, iar mașinile au fost luate de ape și purtate pe străzile din stațiune. Peste 300 de pompieri au fost mobilizați pentru intervenții în județul Constanța. Pompierii constanțeni au intervenit la 207 misiuni, fiind vorba despre 61 de persoane salvate, evacuate din calea apelor, care au fost aduse în zone de siguranță, și 177 de misiuni de evacuare a apei strânse în urma inundațiilor. Fiind aici vorba despre imobile, beciuri, subsoluri, gospodării, magazine, hoteluri, autoturisme surprinse de viitură, copaci căzuți și altele. Managerii hotelurilor și pensiunilor de pe litoral, dar și localnicii încă își numără pagubele.